Astea sunt baza. De ce nu merge bă așa că... Cum? Cum? Ai vrut tu? Bă așa că... Nu merge, dar mai relați de acolo. Bă... A... C... Bă așa că... Bă a... Și... A C... Bă așa că, dar să zicem... nu-i legat. A C este un vector care e diagonal și nu e în legătură cu latul care se dă în mijloace și nu știu cum. Deci la apă și păcă. Deci așa aș vedea eu, dar tu, nu vreau să te repet să înțelegi, Veruna, că nu se... A, B, și A, C, vrei să mergi așa? Hai să mergem așa. Nu, dacă nu e... Hai să vedem. De ce n-ar merge A, B și A, C? Pentru că A, B are rost că am pe mână la mijloc. Și pe A că are rost, că am pe mână la mijloc. Și atunci aș exprima pe vectorul BC, care se exprimă cu ajutorul lui AB și cu AC, iar mână s-ar exprima cu o jumătate, jumătate, merge și cu ideea ei. Nu trebuie să fim categorii și să nu fim de acord. Și în felul ăsta am exprimat pe mână cu ajutorul AB și cu AC, da? Pe de altă parte, pe QP trebuie să-l reprezint tot cu ajutorul acestor vectori. Și QP cu BC. QP... dacă arăt că QP cu mână, dacă îl arăt cu mână paralel și de aceeași mărime, e suficient să spun că patrotelul ăsta e congruent. Nu? Vectoria, că îl vorbesc. Vectoria și este trebuie să fie... cum să fie, echipolenți, dar exponat în aceeași bază. Deci ca să am paralelogram, ce ar trebui să ne înțelegem? Ar trebui să arăt că astea doi sunt paraleli și astea doi sunt paraleli. Adică ei să aibă aceeași exprimare vectorială cu cei doi vectori direcții. Cum propuneți? Să mergem pe AB cu AC? Nu, pe AB cu BC. Da. AB cu BC. Bun. Zicem, luăm ca bază BA cu BC, da? BA, vectorul BA și vectorul BC. BA și BC. Hai să notăm ca să nu revină ușor cu A mic, BA-ul, și ăsta cu B mic. Deci avem A și respectiv B. Și atunci, cum spunem? Vectorul AC cu cine este egal? Hai, haideți, dacă am notat așa, mă și ajutați. Deci, mă pare la... De la A la C înseamnă AB plus BC. Mi-e foarte ușor să zic. De la A la C, vectorul AC, hai să zicem așa, vectorul AC este egal cu cine? AC egal cu AB dar plus BC. Dar nu între vectorul AC? Ce AB? Deci, mie îmi trebuie să exprimăm pe vectorul MN. Hai să plecăm de la el. MN este egal cu MA plus AN. E bine? Da. Hai să zicem așa. Poate așa să înțelegem și mai bine. MN, vectorul MN, este egal cu MA cu triunghi. MA plus AN. Plus A. MA este egal cu 1 pe, nu, bă, da, 1 pe 2 din A. Deci zic mai MN. MA și MA sunt coliniare. Așa, deci pentru început A și MA. Coliniare. MA coliniare.
Și atunci rezultă că... Da, A e AB sau e BA? Noi am notat așa, vector, așa l-am notat. BA. Noi am notat BA, nu? BA. Văd că aici BA e invers, da? Da. Așa. BA. Bun. Deci e 1 pe 2 prin A. Deci vectorul... Rezultă cu mână A e 1 pe 2 din A. Mână A egal cu 1 pe 2 din mână A. Egal cu 1 pe 2 din vectorul... A este 1 pe 2 din A. 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 Corect. Acum A, A nu și B, nu. Bă, da, și B. A, N. A, N și vectorul B. Nu, a... Bă, da, e bine. Nu e bine. Noi vrem pe mână, da? Mână egal cu M, A plus A, N. A, N acum și ce vector? A, tot AC-ul îmi trebuie întâi. Deci AC este o jumătate din A, A, N e jumătate din AC. Poți să spun da. Așa? Da. A, N. Păi A N e jumătate din BC. A, N. A, A, N. A, jumătate da. Din AC. Da. Deci vectorul termina, da? Da. Deci să scriu așa. A, N. Egal cu 1 pe 2, din AC. Vectorul AC. Dar AC, AC înseamnă AB plus BC. Da. AC. A plus B. Deci, egal mai departe, 1 pe 2 din A. Deci AC A înseamnă AB. AB care am zis că este... A minus A. Minus A. Este inversul, da. Deci minus A. Plus vectorul B. Deci atât că l-am găsit pe AN, am găsit și pe MA și atunci îl putem spune pe mână. Deci egal mai departe la mână aici. Voi spune că mână e egal cu cine? 1 pe 2 A. 1 pe 2 A. Plus 1 pe 2. Minus A plus B. Și egal atunci cu? 1 pe 2. 1 pe 2 acum minus 1 pe 2, 1 pe 2 din B. Deci mână este 1 pe 2 din B. Da. Era de așteptat, dacă vreți să traducem. Fiind mână, mijloc, mijloc, mână-i paralelul cu BC și jumătate. Dar am ajuns prin calcul concret, vectorial. Deci mână e de B pe 2. Acum, mă duc la QP. Mână e B pe 2. A, da. Adică, știți, nu putem zice analog? Analog. QP va fi B pe 2. Așa. Deci analog, în tot raționamentul ăsta, analog, QP, QP, egal cu B pe 2. B pe 2. Și descriu una sub alta. Așa avem așa. Că mână avem... avem mai momentan încă mai mână egal cu OP, dar îmi trebuie și invers. Deci nu mai gândăcem și, facem și chestia aceea. Deci, Miruna, avem acum posibilitatea să spunem așa, că... Sigur, și că mână egal cu chipul. Da. Sigur, că. Și că mână e paralel cu chipul. Dar nu e chipul, pentru că aceea scala. Sigur, că la aceea scala. Deci, M-N, hai să scriem încă o dată. M-N, am ajuns la concluzia că M-N egal cu B pe 2. Da? Și m-am și că QP egal cu B pe 2. Deci înseamnă că vectorul MN echipolent cu vectorul... Deci echipolent deci e egal și paralel, nu? Da. Deci este echipolent cu vectorul... Nu știu la care să scrie echipolent. Așa scris, nu? Da. Echipolent cu vectorul QP. Și ce asta înseamnă că cei doi vectori au aceeași mărime și același sens. Deci s-ar traduce că Paralel și congruent. Așa. M-N
egală cu QP, ca mărime, așa mi-a spus, parcă nu mai dacă spun în segment să-ți înțelege la lungimea lor mărime, și MM paralel cu QP. Lucru care ar fi din toată teoria că cele două patru atelor, cele e paralogram. Dar dacă țineți neapărat, mă duc și pe partea asta. MQ este nu pot să spun că e jumătate. Deci e suficient de atât, da. Cele două sunt paralele și complete. Patru atelor respective este de aici. MMPQ, MMPQ, paralelogram. Pe nouă, următoarea problemă. Nu, nu, să facem. Am făcut așa. Până am făcut 1679. Păi și am făcut 1677. 1677, scuze, da. Da, facem pe 9. Da. Atât mai aveți? Da. Nu avem nici celălalt 6? Nu. AB cât dă un trapez, AB paralelogram și MMPQ de trapez, da? Da. Cu AB paralelogram. AB paralel cu? Cât dă. MMPQ în mijloacele segmentelor la mine voastră mea. Cum? Ce puteți vrea așa? Deci AB cel de trapez, AB paralel cu CD. MNP, chimii de arbitre metrilor AD, BC, AC, respectiv. M, M, P, Q, mijloacele, lui AD. AD, BC, AD, BC, BC, AC, AC, BD. Și BD. Arătați că A, MN egal cu... În concluzie, MN egal cu 1 pe 2 vector MN, da. 1 pe 2 pe lângă AB plus DC A, B plus DC și B-ul pe Q vector egal cu 1 pe 2 pe lângă AB minus DC pe Q vector egal cu 1 pe 2 pe lângă AB minus DC AB minus DC. Să desenez un trapez. Hai să-l fac aici. Punct AB. AB. AB și C, D. C, D. Deci trapezul AB, C, D. În care avem mijloacele, mai am mijlocul lui AD, mijlocul lui AD cu M, mijlocul lui BC cu N, a lui AC, AC cu P și Q BD și BD, mijlocul său, cu Q. Așa. Și trebuie să arătăm că mână, tot vectorul ăsta, ele, din ce știu noi ca teorie, trec prin astea M, P, Q și M sunt pălmiare. Din motive mijloci, paralele și astea, pe aici totul merge perfect. Și să arătăm că mână tot este AB plus BC pe 2. MN cât e AB, adică vectorul liniei mijlocie. Păi noi nu știm că linia mijlocie în trapezii... Da, da, ne-am dus pe informațiile din înainte. Și să trebuie cu vectorul. Da, vectorul, da. Uh-huh. Acum, MN, de la M la N, mă pot duce așa, DM plus DN. Deci,
O să gândim așa. Vectorul mână înseamnă md plus dn. Mână înseamnă md plus dn. Ia să zicem și noi. Mână, vectorul mână este egal cu md plus dn. Dar M asta de... Asta e din gălătul unghiului, nu? Da. De la M, de la M la N, mă duc pe N, D. Dar tot atât de bine, M, N, poate să fie și M, A, plus... M, A, plus A, N. Deci, Miruna, rea. M, N, este M, D, plus D, C. Mai bine? Încă o dată. M, N, este M, D, plus D, C. Plus D, N. M, D, plus D, D, N. Am zis, gândește-o, m-am plățat, gândește. Iar tot M, N, poate fi M, A, plus A, N. M, N, da. Tot M, N, egal cu M, A, plus A, N. Trage niște adun și de 2 ori mână, 2 mână, este egal cu M, D plus M, A, M, D plus M, A, plus D, N, plus A, N. Dar M, D plus M, A face vectorul nul, nu? M, D plus M, A sunt opuși. Face vectorul nul. Și atunci e egal cu D, N plus A, N. De două ori mână. De două ori mână. Deci doi mână. Doi mână. Dar D, N înseamnă de la D la N înseamnă D, C plus C, N. Da. Deci D la, de la D la N, prin regula triunghiului, înseamnă D, C plus C, N. Da, deci D, N egal cu D, C plus C, N. Asta a fost D, N. Și A, N egal cu AB plus BN. A, N egal cu AB plus BN. BN. Deci rezultă cu DN plus AB. De două ori, aici de două ori, rezultă de două ori MN egal cu DN, care știu de ce plus CN. De ce plus ce e. De ce plus ce e. Și plus AB plus BN, nu? Care sunt tot el. AB plus BN. Cine sunt 0? Astea, CN plus BN. CN plus BN sunt opuși, nu? Da. Ăștia doi fac vectorul nul. Și atunci voi avea egal cu DC plus AB. Dar doi element, numai un singur element, este 1 pe 2 pe lângă DC plus AB. Ce trebuia să arătăm? Asta. Element este egal cu o jumătate din DC plus AB. Punctul A. Punctul B. Ducem într-un dual A pe Q. A pe Q. Ca să avem de Q-ul. A, P, Q. P era în mijlocul lui A, C. Și Q în mijlocul lui... B, D, B. B, D, B. Și de ce A, P, Q? Nici nu văd triunghiul A. A, P, Q. A, da. A, P, Q. Deci... Și luăm pe P, Q aici, da? Păi, ce altceva mai putem să... Ce altceva mai putem să facem?
QPD. Ca să intre pe Q, nu? Da. M-am gândit la două triunghiuri, PQD și a QP. AB minus DC. Deci propui să ne ducem în triunghiul APQ și QPD. Și atunci îl scriu pe PQ. Ca fiind BA plus AQ. BA plus AQ. BA plus AQ. PQ egal cu QA. PQ egal cu QA, da. QA plus AP. Da? Deci, în triunghiul... Lăsa-mi vedem dacă am triunghiul AQ. Nu știu. L-ai hotărât, dar să vedem așa. Deci, ăsta de aici... Să-i scriem pe Q. Pe asta am zis. Da, am zis în Q pe... Păi pe Q l-am scris, la QA plus A, pe nu... Bun. Hai, merg așa cum ai propus tu. Pe Q, să vedem ce facem. Deci, pe Q, pe Q, PQ este egal cu QA plus AP. QA plus AP. Da, e bine. Deci, Q... PQ. Noi avem PQ sau QP? PQ. PQ egal cu PA plus AP. Cum am zis PA plus AP. N-am fost atent, încerc. Da, de vezi, vreau să te acord repede. N-am fost atent și mă gândeam la ceva din nou și de-aia am și greșit. Deci PQ, că noi avem PQ. Deci PQ este în întrebare, înseamnă PA plus AQ. PA plus AQ. Și PQ mai avem că este... PQ e PD plus... Nu-i permis. Din triunghiul DQD. PQ, Miruna, o să spun că e jumătate din AC. PQ e jumătate din AC, că P ai zis că e mijlocul AC. Da. Deci zice jumătate. PQ pe... îți fie jumătate din AC? Nu, nu, pe AP. AP am vrut să spun. Așa. AP e jumătate din AC. Da. Deci AP... AC pe 2. Egal cu AC pe 2. AP. Dar am nevoie de PA. PA egal cu minus AC pe 2. PA. Atunci de aici rezultă că PA egal cu minus AC pe 2. Și asta înseamnă că e CA. Dacă e AC pe 2 cu minus, înseamnă CA. Egal cu CA, hai să scrim CA. Suntem atenți la sens, pe altfel greșit, CA pe 2. Iar CA este CD CB plus CA. Eu mă duc spre ce mă interesează. CA înseamnă CD plus DA. Deci, egal cu CD, continuăm aici. CD plus DA pe 2. CD plus DA pe 2. Asta e PA. Da. Așa că nu a intrat CD și mă bucură. Minus DC, dar n-am decât să schimb acolo. Egal cu minus DC. Egal cu minus DC plus DA pe 2. Este CD și eu zic minus DC. Eu văd în exprimare minus DC. Da. Și de ce m-am dus așa? AQ acum. Și DA. Și DA. Acum să vedem AQ. Îmi trebuie și cu DB? Eu am nevoie să intre AB, văd în exprimare. Acum AQ și am nevoie de AQ. Uite, vedeți aici. Pe PA l-am scris pe PA. PA este aici. Îl voi înlocui.
Păi umblu după Achiu. Achiu e calcul. Achiu este AB plus AD pe 2. Gândiți-vă că dacă aș prelungi, s-ar face paralelogram și aș fi rezultanta. Mm-hmm. E linia mijlocii. Da, da. Nu, mijlocul... E mijlocul, da? Adică AQ egal cu ce o să numiți acolo. Și deci AB, AQ egal cu AB plus AD pe 2. Da, așa. Uite, uite, eu pot să-mi intru paralelogramul. Când adun AB plus AD, e rezultanta toată asta. Ah, da. Și atunci este jumătate. Da. Spun ea și jumătate, da? Deci ce spun acolo? AQ egal cu AB AB plus AD pe 2. Totul pe 2. Și și acum cele două folosite mă duc aici și voi avea PQ voi spune PQ egal cu minus DC plus DA pe 2 egal cu minus DC plus DA pe 2 pe 2 plus AB plus AD AB plus AD pe 2, pe 2. E tot AD DA plus AD e vectorul 1 DA și cu AD sunt vectorii totuși. Da. Deci, ăsta parte este vectorul 1. Și atunci egal mai departe cu AB minus C totul pe 2. Și terminat. Problema. Și nu mai facem gata. Nu mai facem gata, ne ajunge da. Seara. Nu, că sunteți neatenți. Eu am urmărit să știți. Nu, nu. Eu sunt neatent. Suntem foarte bine. Nu, nu, nu. Tu ești neatentă. Eu fac temarare. Nu, în momentul de față, sigur că voi sunteți un pic mai proaspete, eu de după lecțiile celelalte și m-am întrebuițat maxim și la celelalte. Vă spun, am făcut o lecție foarte frumoasă, prietenul nostru, dar nu știu asta, la clasa a doua, a făcut o problemă în clasa a șasea. Foarte, foarte frumoasă. Adică, cu copilul din clasa a doua trebuie să desezi soluția de exprimare pentru a face problema în clasa a șasea. Și cel mai greu lucru, trebuie să vă zic, este asta. Ca să ai, pe moment, soluții de a te putea înțelege cu el. Să ajungi acolo, la nivelul acela. Așa că, fost niște lecții foarte, foarte interesante și vedeți că și la geometria vectorială pornim, dar trebuie să vedem mecanismul. Ați înțeles, ce? Da? Deci e ușor. Dar când scăpăm, știi asta? Cum? Când scăpăm, la sfârșitul anului. Tot anul ăsta. Când scăpăm geometria, acum de aia facem trigonometrie. Faceți o trigonometrie. Și eu nu prea mai știu de când am părăsit sistemul. Dar într-a 10-a mai face geometrie sau mai algebră? Într-a 10-a nu se mai face geometrie. Da, s-a scăpat. Da, s-a scăpat geometrie. Povestea este că în momentul de față veți descoperi cum geometria vectorială vă oferă șanse mult mai rapide decât geometria pe care... Nu, momentan nu observați. Nu, nu observați, sigur că da. Decât după ce faceți antrenament, după o oră, ca să arătăm din paralelogram, am arătat acolo cei doi vectori echiponenți. Foarte rapid. Dacă îi primești într-un sistem de bază și tu ce și reușești acolo să faci treaba, e tot de bine. Dar haideți să ne oprim, să spunem prietenul nostru că vector. Am făcut vector. Vector, dar și să spunem câteva lucruri. Sunt mici ca să dați like și share. Nu, 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 se face și sinteza. Că... Păi facem sinteza, dar nu le ziceți și un pic de petițiile alea? Yes? Nu știu, zic, dar mai sunteți... Nu, nu, nu. Măcar la ăla. Mama, nu. Poate, dar mi-e interesant rău. Dar stai, eu mă duc acasă, am dus mașină. Da. Aștept când vor fi mai deconectate să facem și chestia asta. Vă spun, este subiectul acela, mai ales cu partea fracțională, este superb. Și așa-i dau două exerții, domnule. Și ăla două sunt foarte tari. Adevărul, mai trebuie un timp de aproape de o ședință. Pentru alea două? Alea două și cu asta. Aha. Deci, centura următoare, practic, trebuie de-a. Da. La asta am două soluții. La, cu partea întreagă și fracțională. Deci, voi de-a mai pentru când o aveți, în Marți.
Pentru marți? Da. Înseamnă că nu ne facem. Nu-mi facem. Deci trebuie să o facem, nu? Deci obligator o facem pentru că mă interesează. Și sigur, cu propunerea ca să și o parte din colegii voștri pot orgoli. Normal. Nu mai, acolo nu are rost să vă dați. Că chestiunea cele a fost puțin nu pentru voi, ci pentru, știu eu, pentru cine. Pentru mine, domnule. Așa, pentru tine, așa. Că știi, profesorul, că te întâlnești cu proful online și atunci ți-a pus subiectele astea. Deci sunt foarte, foarte preparate. Extrem de dificile. De olimpiat. Da, sigur că da. De ce nici nu vi l-a cerut așa obligatoriu pe temă și i-a spus într-un fel opțional să le faceți, nu? Nu e obligatoriu. Nu e obligatoriu, da, ba da, ci obligatoriu, da. Auzi, domnule. Că dacă au urmă olimpici în clasă, tot îți zice, cum vă trebuiți? Da. Doi olimpici și restul de 10, știți? Da. Ați înțeles, nu? Da, da, da. Deci doi olimpici și restul din clasă au luat 10 la matematică. Și cum să nu liceară domnul Lazar? Păi știu povestea asta. În clasa întâi, un coleg avea copilul acolo și zice, băi, cum s-a întâmplat? Și băi, toți au fost pe locul întâi, numai doi n-au putut urca pe scenă că aveau piciorul defect. Exact. 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 Nu tot o aveau problemă cu piciorul și da, piciorul și nu au putut urca pe scenă. Nu au putut să urce pe scenă. Nu au putut să urce pe scenă, că nu că n-ar fost așa. Așa și la ei, cum să nu le-i dat toți din zici, domn profesor? Cum să nu le-i dat de olimpiadă? Nu, mi-a pe aceea le treabă, cine nu pot să facă să le dau, și el e că o să fie... Mai poate să aruncă subiectul pe tablă, că într-adevăr e de dificultate maximă. Așa, ce vreau să vă spun, trebuie să înțelegeți că antrenamentul acesta sus, foarte sus, scapă uneori din posibilitățile voastre de lucru. Și eu, la rândul meu, spun că dacă fac chestiuni de astea foarte preparate, n-am audiență. Deci cei mulți care, unde am avut audiență pentru lecția partea întreagă, care le-am făcut la început acolo, cu partea întreagă, nu știu ce. Și eu aveam acolo să mă desfășor, să mai continu cu două, trei sume. A, și nu mai ieși nimeni dacă e așa complicat? Nu, dar nu trebuie. Mi-a pierdut. Ce trebuie mi-a pierdut? Nu, dar nu am cum. Sunt în clasa nouă care știu abia semnul algebră și unii nu știu. Deci lecția mea dus acolo sus, e zero. Vrea sus, nu înțeleg. E clar că abandonează. Nu. Deci clasa noua, dacă e făcută la nivel mediu, am șanse să fiu urmărit. Când e așa sus, în nori... Păi și ce mă vede sorția? Poți să lucrați numai la nivelul ăla. Păi da, dar eu sper măcar la pornire, câteva ieșiții se fac mai pământene. Da? Deci asta spun. Din punctul meu de vedere, cum ai să înțeles, vezi, nene? Adică faptul că domn profesor cu care aici cu voi nu mai chestii dintr-o astea, nu se merge nimeni, că nu înțelege nimeni. Disperi! Dar așa se disperi, pur și simplu. Vai, domn profesor, nu m-am așteptat la asta. Înseamnă că ei lucrează prea sus, pentru că e clasă foarte bună. Acum, poate și așa înțelege, dar eu mă îndoiesc. Dacă ar fi acolo copii care luat locul întâi pe țară la matematică... Cei doi olimpici până unde au ajuns? Pe național. Au ajuns la național, dar cu ce s-au întors? Cu ce s-au întors de acolo? Ce rezultate au avut? Păi eu vorbesc de asta. Ei, mi-au avut. Cât? 12 sau 12. 12? Undeva între 12. Așa. Păi important. Da. Nu-i totul la 13. Dacă de la națională te întorci cu ceva... Pe podium măcar. Da. Pe o comențiune măcar. Sau ai o poziție, să spunem. Acolo sunt 50-60 de copii. Corect, măcar o mențiune. 50-60 de copii. Dacă te numeri printre cei 50-60 pe locul... 1, 2, 9, 10, 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